Sunt atât de obosită! Am nevoie de un pui de somn! E timpul pentru tunsoare! Am exersat pe păpușile mele! Mă distrez! Oh, părul meu! Iu, a fost doar un vis! Oh, în niciun caz! Trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Voi schița un chip pe carton. Îl voi evidenția cu un marker negru. Apoi pot să-l colorez. Trebuie să fie viu colorat. Să adăugăm niște bijuterii. Acum voi face găuri în carton. Am nevoie de ață roz. O voi trece prin găuri. Apoi o voi înnoda. Vreau să acopăr capul. Încearcă! Wow, e super! Ar trebui să deschid un salon. Am nevoie de un alt model. Nu te uita la mine! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Ce părere ai despre desenul meu, Barbie? E drăguț, nu-i așa? O să strănut! Oh, nu! Desenul meu! Dar e nevoie de mai mult! Mai am o grămadă! Wow, chiar mă țintă! Aș putea face asta toată ziua! Ce scârbos! Ce n-ai? Mă distrez de minune! Arată interesant! Stai! Vai, mulțumesc! O să vomit! Am rămas fără muci! Trebuie să-ți acoperi nasul! Așa oprești toți mucii! Pot face asta! Poate că nu! Prefer metoda mea! Ce să fac? O să duc gunoiul. Încă o treabă bifată. Asta e! Trebuie să fiu rapidă. Asta căutam. O să rezolve totul. Oh, Hazel! Uite ce am eu! Ce e? Stai să-ți arăt. Voi decupa o gaură în zona gurii. Acum voi colora desenul. Voi folosi roz pentru față. Apoi îi voi face obrajii roșii. Urmează părul. Merge bine! O să-i placă lui Hazel. Trebuie să fie perfect. Voi face bluza cu galben. Ok, ce urmează? Știu, o să-i fac găuri. Apoi trebuie să adaug sfoară. Acum am nevoie de o fâșie de carton. O să lipesc un șervețel de ea. Și voi trage sfoara. Asta va fi mâna. Merge! Ia uite, Hazel! Ha? Pentru ce e? Folosește un șervețel când strănuți. Așa! Nu înțeleg nimic. Wow, super! Pare atât de ușor. O să încerc. Wow, am reușit! Yay! E ziua mea! Ce tare! La mulți ani, dragă! Știu că ador florile. Sunt atât de frumoase și miros minunat. Le meriți. Mai bine le ud. Vă iese de florilor? Veți tot! Ce mai faceți? Minunat! Arătați bine! Bună! Ce s-a întâmplat? Florile mele! Mami, ajutor! Ce viață crudă! Ar fi trebuit să fiu eu! Mamă, florile! Îmi pare rău, dragă! Stai puțin! Ce-i asta? Am o idee! Cum? E prea târziu! Crede-mă! O să am nevoie de imaginea ta și de o rolă de bandă adezivă. Voi tăia bucăți din ea și le voi pune pe imagine. Acum am niște desene cu flori. Le voi decupa. Sunt atât de colorate! Le pot pune pe desen. Le pun deasupra tulpinilor. Uite așa! Le voi fixa bine. Asta-i tot! Hazel, hai să-ți arăt ceva! O să-l punem pe perete. Ăsta-i locul ideal! Dar nu am terminat! Acum vine partea distractivă! Voi închide petalele peste ele. Asta înseamnă că florile sunt însetate. Mai bine le unzi. O să ai nevoie de asta. Wow, serios? Nu te voi dezamăgi! Wow, vezi? Florile se deschid! Uite, mama! Par atât de fericite! Ai făcut o treabă grozavă! Oh, florile! Revin imediat! Trebuie să scap de astea! Hei, floricica! Mi-am terminat băutura! Mai vreau! Am sucul chiar aici!
Vrei să ți-l torn eu? Suc de mere? Bleah! Nu-i nimic, dragă! Ce zici de suc de portocale? Nu, mamă! Ce mai avem? Oh, vreau ăla! Pepenele? Ok! Stai puțin! Uf, e greu! Grăbește-te, mamă! Trebuie să-l tai! Așa, acum îl pot desface! Wow, ai reușit! Nu! Nu o face, mamă! Vreau să beau! Te rog, te rog frumos! Oh, ok! O să-l pasez mai bine! Asta va rezolva problema! Wow, uite cât suc! Exact ce voiam! Am paiul aici! O să-mi placă! Ha? Ceva nu e în regulă? Unde-i sucul? E o sămânță! Strică totul! Nu-ți face griji, mă ocup eu de asta! Am nevoie doar de un pahar de hârtie și de un băț pentru frigărui. O să fac găuri la bază. Nu vreau să le fac prea mari. Ar trebui să fie de ajuns. Acum pot să-l apăs pe pepene. Sucul va trece prin găuri, dar nu vor fi semințe. Nu vine să cred! Dam, dam! De când aștept momentul ăsta? Și acum vine sucul! Delicios! E atât de revigorant! Mersi, mami! Am terminat! Mă bucur că ți-a plăcut! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! E ok, sunt aici! Puteți începe lecția? Huh? Bună! Îmi place haina ta! E pufoasă! Nu vorbi cu mine, te rog! Oh, trebuie să mă asigur că-mi văd toți bijuteriile! Am o reputație de păstrat! Se uită cineva la mine? Ok, elevi, trebuie să rezolvați problemele astea! Vai, ce lumină intensă! Nu văd nimic! Sclipesc, sclipesc! Ochii mei! Scoateți bijuteriile alea! Scuze, îmi place să arăt bine! Da, am observat! Sunt foarte multe! Nu-mi încapă în geantă! De obicei, servitorii mei fac asta pentru mine! Hai, intrați acolo! De ce durează atât? Am venit aici să învăț! Poate am cum să o ajut! Știu, o să-mi folosesc caietul! O să-l întorc invers și apoi trasez conturul mâinii mele! După aceea trebuie să decopez! O să mai fac o mână! Acum pot să aplic lipici pe ea. Trebuie să fiu generoasă cu lipiciul. Vreau să se fixeze bine. Apoi o să le presez una peste alta. Și am terminat! Îmi place cum a ieșit! Nora! Ce vrei? Aia e pentru mine! E drăguță! O să mi-o pun pe birou! E perfectă pentru bijuteriile mele! Să zicem că e la îndemână! Mersi, Tocilaro! Stai liniștită! Și tu ai face asta pentru mine? Sper! Ăștia sunt pentru tine! Wow! Serios? Mă simt atât de chic! Woohoo! Wow! Arată incredibil! Sunt extrem de creativă! Mai repede! Aproape că s-a terminat examenul! Mai sunt doar 5 minute! Am întârziat! Visul ăla stupid cu unicorn! O să pic examenul! Nu mai sunt șevalete! Trebuie să găsesc rapid o soluție! Poate merge să folosesc asta! Îmi trebuie doar cutia! O să o tai în bucăți! Încep cu banda asta subțire! Trebuie să o lipesc la baza pătratului mare! O întorc și aplic lipici! Apoi o presez în locul potrivit! Acum vreau o bucată mai mare de carton! Îmi mai trebuie niște lipici! Și acum o lipesc deasupra! Poziționez piesele astea în unghi, apoi le unesc cu un pătrățel din carton. Adaug lipici și lipesc o a treia piesă aici. Asta o să fie un stativ. Îl întorc și sprijin pătratul mare pe el. Acum am un șevalet! Ce e ăla? N-ai mai văzut o artistă în acțiune? Sunt gata să încep! Să-i dăm bătaie! Stai! N-am vopsele! Elsa, poți să iei de la mine? Mersi! Oh, ce culori intense! Acum sunt pregătită! M-a lovit inspirația! Ce pictură veselă! Gata, lăsați pensulele jos! Opriți-vă! S-a încheiat examenul! E timpul să vă dau note! Excelentă lucrare! Minunată, Nora! Oh, o clientă! Să vă ajut, doamnă! Știu cum să vă schimb locul! Avem niște ținute fabuloase! O să le iau pe astea!
Aveți gusturi rafinate! Ați văzut colecția noastră de pantofi? Wow! Sunt atât de multe chestii drăguțe aici! Pantofii ăștia sunt superbi! Oare cât costă? Poftim? Niște pantofi? O să-i pun la loc! Cred că trebuie să văd câți bani am! Vai! Varsta grozav cu ochelarii ăștia! Wow, cât de chic! Wow, ce sandale! Tocmai au sosit de la Paris! Probați-le, știu că vreți! Cu mare plăcere! O să mă îmbogățesc! Probabil că nu mai au nevoie de cutia asta, ce înseamnă că e a mea! O să tai cutia în diverse forme. Îmi trebuie pistolul de lipit pentru asta. Iau decupajul unui pantof și înfășor o bandă de carton în jurul lui. Uite așa! Apoi introduc piesa asta. Folosesc clipiciul ca să stea fixă. Trebuie să acopăr degetele. Hei, arată bine! E timpul să adaug o limbă. O să dau găuri în carton. Fac la fel și pe lateral. Astea o să fie pentru șireturi. Acum pot să-l pictez. Apoi pot să-i leg șireturile. Aceste șireturi roz sunt drăguțe. Îmi place geaca asta. Wow, uite-te la tenisii aia. De unde i-o fi luat? Trebuie să-i văd mai bine. Vai, îmi plac tenisii tăi. Vrei să-mi cumperi tenisii? Păi, sunt unici. Și mai bine, plătesc oricât. Eh, dacă pui așa problema. Prietenele mele o să fie super invidioase. Sunt exact ce-mi doream. Iar eu pot să fac niște cumpărături și încep cu balerinii ăștia. Da! Ghirlanda trebuie pusă mai sus. Poftim? Știi că ai putea să mă ajuți, nu? Bine, o să fac totul singură. Cum e? Nu sunt plătită suficient pentru asta. Vreau să iasă totul perfect. Șervețelele astea colorate sunt decorațiuni grozave. Arată grozav. Mi-am terminat treaba. Sunt foarte obosită. Da, e greu să te uiți pe telefon. Pot să nu mai faci gălăgie? Pot să chem salvarea? Cât de palpitant! Stai, a ce miroase? Pute! Trebuie să-mi prospătesc camera. O să pulverizez puțin deodorant. Mmm, ca o pajiște de la țară. Oh, rochia e drăguță. De ce e atât de greu? Ajutor, sunt atacată! Oh, a venit tortul. Asta e șansa mea să șterg de aici. Stai puțin, vin. Mă bucur că ai ajuns. Intră. E una dintre cele mai reușite creații. Tortul arată bine și e delicios. Privește-l. Wow, pare apetisant. Abia aștept să-l gust. Ești genială. Am ceva pentru tine. Oh, nu trebuia. Ce drăguță ești. Nu cred! Ba da! Să petrecem! Ai venit! Mua, mua. Am primit multe cadouri! Vai, bună, dragă! Mua, mersi că ai venit! Intră! E timpul pentru tot! Pune-ți-o dorință! E super! Deci, ce vreme frumoasă e! Hei, știu! Închide ochii! Oh, o surpriză! Trebuie să mă grăbesc. Pot să folosesc rama asta. Am nevoie de suportul din carton. O să pun o farfurie deasupra. Apoi trasez conturul. Am terminat cu farfuria. Trebuie să decupesc cercul. Am nevoie de două. O să curbez bucata asta lungă de carton. O fixez cu lipici. După ce se usucă lipiciul, pot să încep asamblarea. Pun un cerc dedesubt și unul deasupra. Le lipesc și colorez totul cu roz. Ce felie mare! Pot să deschid ochii? Da! La mulți ani! Putem să aprindem lumânarea? Mulți ani trăiască! Mi-am pus dorința! Sper să se îndeplinească! Woohoo! Pare apetisant tortul! Wow, ce pufos e! Gustă și tu! S-a zis cu dieta mea! Părul meu e mătăsos! Da, super! M-am plictisit! Trebuie să găsim ceva de făcut! Hai să luăm ceva de mâncare! Bună, scumpă! Fac niște supă! Ah, schimbare de planuri! Care-i problema? Luați loc! Nu vă mișcați de pe canapea! Ce se întâmplă? Trebuie să le distrez. Ce ziceți de niște jonglerii?
Poate vreți un cântec? Ups, scuze! Mi-am exersat mișcările de dans. Ha? Ce-a fost aia? E groaznic aici! Stai așa, îmi sună telefonul! Hei, ia uite! Am două bilete la meciul de fotbal! Wow, ar fi super tare! Nu, nu pot să le las să plece! Trebuie să fac ceva! Noroc că am un plan! Mai întâi fac niște găuri în cutia asta! Pot să scot părțile astea? Acum trebuie să dau găuri pe laterale. Las distanțe egale între ele. Apoi îmi trebuie o foaie verde. O să schițez un teren de fotbal. Apoi îl colorez cu o carioca albă. Acum îmi trebuie un clește și o bilă din lemn. Lipesc bilușa pe clește. Îmi trebuie mai mulți clești. Bag o țepușă prin ei și apoi îi pictez. Acum pot să-i bag în cutie. E o masă de fuzbol artizanală! Să înceapă meciul! Hei, unde vă duceți? Nu puteți pleca! Ia uitați ce am! Ați vrut un meci de fotbal! Aveți unul? O să pierzi! Dar atât poți! Hai, echipa albastră! Stai, stai! Gol! Mulțimea se dezlănțuie! Vai, ce amuzant ești! Și frumușel! Bona! Ce mai faceți? Wow! Uită-te la Nora! Și uită-te la skateboardul ăla! Hei, încetează! Vreți să vedeți ceva cool? Uitați! La ea pare atât de simplu și senzual! Da, mi se spune des asta! Nora, facem o poză? Fă-o rapid! Cum să concurezi cu așa ceva? Aole! Ouch! Ce poate fi mai rău de atât? Super! Acum nu văd! Îmi doresc și eu un skateboard! Uită-te la mine! Sunt grozavă! Mărită-te cu mine, Elsa! Ești fata visurilor mele! Gata! Trec la treabă! Trebuie să asamblez cutia asta de carton. N-ar trebui să dureze mult. Gata! A fost simplu! Îmi trebuie niște bani de dublu adezivă. Vreau să o aplic pe ambele părți. Apoi lipesc mai multe cutii. Întorc invers cutiile și prin niște roți. Le pun în fiecare colț. Începe să prindă contur. O să dau câteva detalii și sunt gata să mă dau cu placa. Ok, acum. Wow! Bună, prieteni! Uitați ce skateboard nou am! E tragic! Wow. Mi-e place! Oh, pot să mă dau și eu? Pe bune! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Da! Am și mai mulți bani pe care pot să-i pun în borcanul meu cu economii! Abia aștept să am destui ca să-mi permit un cățel! Cățel, cățel, cățel! Căței sunt cei mai tari! Trebuie să mă gândesc deja la un nume! Vai! E prea mult praf în camera asta! Hop! Hop! Achiu! Dinții mei! Nu! Veniți înapoi! Oh, nu, se răutățește treaba! Te rog să nu cazi! Oh, nu, s-a dus! Peste margine! Vai! Oh, nu, s-a spart! Bunico, ce faci borcanul meu cu economii pentru cățeluși? Stai liniștită, bunica poate să rezolve problema. Am nevoie doar de niște carton. Așa, dar mai am nevoie de câteva de astea ca să fac niște straturi. Și apoi o să-l colorez pentru că vreau să iasă frumos. Acum pun piesa asta circulară. Am nevoie de niște lipici cald. Și cățelușul poate să stea chiar deasupra. Ce băiat cu minte! Apoi o să pun un borcan aici cu o găurică în capac. Acum hrănește cățelușul. Vai de mine! Uite moneda! Cade fix în borcan! Da! Ajuns înăuntru lângă celelalte monede! Uf, e greu să intri pe ușa așa! Iuh, am reușit! Vai de mine! Scumpo, ce-ai pățit? Păi, jucam fotbal! Nu o să-ți vină să crezi cât de repede alergam după mingea! Ok, și apoi ce s-a întâmplat? Păi, mă băteam pe minge cu unul dintre atacanții lor. Era o tipă dură, dar știam ce făceam. I-am furat mingea, apoi înaitam cu ea pe teren. Și apoi... m-am împiedicat de propria mea gleznă și-am căzut. Și-am pierdut meciul din cauza asta, doar din cauza că am căzut. Of, sunt atât de nervoasă. Mă simt atât de prost pentru ea. Adoră să joace fotbal. Da, am
o soluție. Ok, stai să iau cutia asta de pizza și să o desfac așa. Oh, e plăcerea mea! Ok, acum că am mâncat toată pizza, pot să încep să lipesc colțurile astea. Grozav! Hai să punem niște hârtie verde pe fund. Și acum niște decorațiuni. Chiar vreau să arate ca un teren de fotbal. Urmează paiele. Le îndoi, le bag unul în altul și apoi le fixez cu niște lipici. Hai să punem niște decorațiuni pentru stadion ca să arate mai simpatic. Ok, paiul ăsta e pentru tine și ăsta e pentru mine. Acum suflă! Oh, o să-ți o fac! Trebuie să sufli mai tare ca să mă învingi. Oh, aproape că m-ai bătut! Dar am o apărare grozavă! Nici gând să te las să câștigi jocul ăsta! Oh, da! Gol! Am câștigat! Bun, e timpul pentru revanș atunci! Haide! Nu se uită nimeni, așa că acum e șansa mea să iau o gustare. De ce se desface atât de greu punga asta? Haide! Vreau o gustare! Oh, nu! Punga s-a rupt în două! S-au dus toate speranțele și visurile mele pentru gustări delicioase! Hei, uite! Bomboane gratis! S-o le luăm! Terminați! Sunt bomboanele mele! Plecați de aici! Mi-a rămas și mie una! Serios? Glumești? E atât de frustrant! Oh, doamne! I-au furat toate bomboanele! Poate am cum să o ajut! Ce naiba faci? Psst! Hei, am o soluție pentru problema ta cu bomboanele! Ia uite, e porcușorul meu! Haide, apasă-l pe râd! Vezi? E un dozator de bomboane! O să-ți arăt cum l-am făcut! Am început cu niște bucăți de carton, apoi am prins încă trei! Apoi am pus piesa asta de bază! Următoarea etapă necesită mai mult carton normal, dar și niște mici dibluri! Ne trebuie forma asta, un alt dibl și două elastice mici! Asta e gata să intre în cutia pe care o construim! Ar trebui să încapă ușor! O să o trag așa și o să agăț elasticul pe diblurile astea! Folosesc o pensetă ca să-mi ușurez munca! Nu uita să prinzi elasticul și pe partea cealaltă! Apoi o împing la loc și bomboana cade! Grozav! Acum hai să acoperim chestia asta și să punem niște mici rampe îndreptate în jos! Vrem să acoperim și partea din față ca să arate frumos! Ne apropiem de final! Am pus carcasa asta de plastic ca să țină bomboanele și un capac simpatic ca să nu se verse bomboanele peste tot! Uite! Se și desface ca să poți adăuga mai multe bomboane când e nevoie! Oh, bomboanele sunt delicioase! Super colorate! Pune capacul și acum e timpul să adăugăm niște decorațiuni! Wow! În primul rând, bomboanele astea sunt grozave! Iar în al doilea rând, porcușorul e tare simpatic! Bun, trebuie să mă întorc în banca mea acum! Vrum, vrum, vrum! Sigur o să câștig cursa asta! Nimeni nu mă poate opri acum! Pa, Susan! Ne vedem la prânz săptămâna viitoare! Doamne, ce după-amiază distractivă! Mereu e drăguț să ieși cu prietenele! Mama și-a lăsat cheile de la mașină acolo! Eh, cred că trebuie să încep să pregătesc cina! Ce-ar fi dacă... M-aș furișa un pic mai aproape! Nu mă vede după florile astea? Ce-a fost comotul ăla? Părea suspect! Nu e nimeni acolo! E timpul să schimb florile cu feriga asta mai mare! Zac! Tip-tip-tip! Am ajuns! Am luat cheile de la mașină! Wow, chei adevărate! E timpul să conduc o mașină adevărată! Cea mai tare zi! Dă-mi drumul! Nu conduceam atât de repede! Doamnă, astea sunt ale dumneavoastră! Oh, nu! Nu puiul meu și nu mașina mea! Trebuie să fac altceva ca să rezolv problema curselor mele de mașini! Am bucata asta de carton, așa că o să decupez niște forme! Și acum e timpul să pun niște lipici sus! Și apoi jos! O să lipesc o bucată la fel deasupra! Bun, și acum o să fac același lucru cu lipiciul ca mai devreme. E perfect dacă pun o a treia bucată deasupra. Asta nu are nicio gaură în mijloc. Care e următorul pas? Mai mult lipici normal. Și apoi pun o altă bucată de carton peste aia. Așa, cred că acum sunt destule straturi pentru proiectul ăsta. Acum e timpul să adaug un pic de culoare, pentru că asta e partea cea mai distractivă. Ador portocaliul ăsta, e atât de intens și frumos. Și gata, bag o husă de telefon acolo. Am măsurat înainte așa că încape perfect. Acum avem și mai multe bucăți de carton și mai mult lipici. Și evident că o să le așezăm în mai multe straturi. Următoarea parte e cam complicată, pentru că vreau ca piesa asta să se lipească în unghi. Și apoi trebuie să se usuce. După aceea pot să pictez. E timpul să asamblăm totul! O să se prindă cu bateria asta! Ta-da! Mi-am făcut propriul suport de telefon în formă de volan! Vrum, vrum! Da! Sunt pe primul loc! Nimeni nu mă poate prinde! Ăsta e cel mai tare joc din lume! Și cel mai tare volan! Vrum! Wow! Uite cum bate mingea aia de basket! Se pricepe la driblat! Uite! Acum aruncă! Nu se
se poate! Minge a ajuns la mine! Acum e șansa mea! Pot să fiu și eu vedetă basket! Ce naiba face ea cu mingea mea? Da! Ia uite ce mișcări de basketbalistă am! Ce? Oh, nu! Uite că vine! Arunc la coș! Uite! Da! N-a fost nici măcar pe aproape! Oricum, asta e mingea mea, așa că îți ajunge! Găsește altceva de făcut! Poftim? De ce trebuia să fie atât de răutăcioasă? Se crede atât de șmecheră doar pentru că e bună la basket! Hei! Ia uite! Clar pot să folosesc chestia asta! Stai să așez bucata asta de carton! Și acum e timpul să meșteresc! O să pun o dâră de lipici cald pe tub, uite așa! Și apoi pot să-l presez pe bucata asta plată de pe podea! Acum prind benzile astea mici în formă de V! Celălalt capăt al tubului intră în gaura asta pe care am făcut-o în cutie! Urmează un inel! Pentru că nu pot juca basket fără unul, o să folosesc punga asta de plastic pe post de plasă! Trebuie să-i tai fundul totuși ca să treacă mingea prin ea! Ah, mingea mea de basket e dezumflată total! Dar hei, cartonul poate să rezolve și asta! Bun, e timpul să mă antrenez la basket ca să devin mai bună! Da, primul meu coș în noua mea configurație! Merge! Un alt coș! Wow, sunt cea mai tare! E petrecere! Să dansăm! Să ne distrăm! Fiu, e cald aici! Cred că mi-ar prinde bine o pauză! Nu mai e loc pe canapeaua aia. Și pufurile alea sunt ocupate. Cred că o să încerc să-mi fac un pic de loc aici. Hei, serios? Ce faci? Noi stăm aici. La naiba, am căzut. Se pare că totuși nu e loc și pentru mine. Hei, ce se întâmplă acolo? La naiba, sticla asta e goală. Mai bine o arunc. Coșul ăla e plin doar de sticle de suc goale. Trebuie să mai seap nițel. Da, mi-a venit o idee grozavă. Am toate sticlele astea și o cutie de carton. Trebuie doar să le organizez astfel încât să încapă toate aici. Perfect, acum pot să închid cutia asta. Și apoi o să lipesc cu scoci ca să mă asigur că s-a închisă. Hei, dă-mi perna aia, te rog. Mersi, o să meargă perfect. Și apoi un mic covoraș pe deasupra. Și pe lateral. Acum o să-mi testez talentul la cusut. Am reușit! Trebuie să cos covorașele astea unul de celălalt acum. Ok, cred că ajunge. Stai să tai ce-a mai rămas. Bun, mi-am făcut propriul meu scăunel. Și e și drăgălaș. E timpul să ne întoarcem la petrecere. Îmi ador scăunelul. Dar vreau și o gustare. Să vedem, vreau ceva de mâncare sau ceva de băut? Ceva de băut, clar. Hei, tipul ăla efectiv mi-a luat locul. Of. Oh, mersi, chiar vreau un chips. Ah, ce relaxant e să gătești. Ce se întâmplă? E cu tremur. Stai puțin. Ce faci aici? Mă simt plină de viață. Ce sus sunt. Bibi, atenție! Stai, oprește-te! Cred că trebuie să fac niște ore de condus! Nu mă mir, Lexi! Hei, mama! Aoleu! Hei, cine a stins lumina? Oare de ce mă mai chinui? Ce distractiv a fost! Ai intrat de mult în cameră? Respiră! E vina ei! M-am săturat de obrăzniciile voastre! Aveți nevoie de o pauză! Și vă iau toate jucăriile! Iau și astea! Adio, plante! E numai vina voastră! Poate așa o să fiți mai cumiți! Nu mai sunt o mamă de treabă! Ce reacție extremă! Stați în camera voastră! Nu e corect! Poate am fost cam dură! Luați asta! Lectură plăcută! O carte? Parcă am trăit în epoca de piatră! De parcă aș citi o carte! Pas! Mor de plictiseală! Ce mâc moale! Ei, ce faci? E partea mea! Ia-ți picioarele de pe mine! Ești îngrozitoare! Stai! Ce faci acolo? Hai să împărțim camera! Partea mea și partea ta! Ce idee bună! Să nu depășești linia, bine? Ha! Cartea e la mine! Măcar am ce face! Wow, ce distractiv e! Hei, am o idee! Uită-te la copertă! Ne-am putea construi propriul castel! Wow, ce tare ar fi! Ce mai așteptăm? Ce putem folosi? Uită-te pe unde mergi! Avem nevoie de un material pentru pereți! Dar care? Nu-mi vine nicio idee! Stai, ce-i ăla? E fix ce ne trebuie! Uite ce-am găsit! Paleții ăștia ar putea fi utili! Și afară sunt niște bucăți de carton! Am nevoie de asta, hai! Nu
sunt sigură că e o idee bună. Știu ce fac! Dacă nu cad, totul va fi bine. Situația e sub control. Nu mi-am dat seama cât de sus e. Am reușit! Acum o să iau cartonul. S-ar putea să am o problemă. Ce ușurare! Nu vreau să mă vadă nimeni. Trebuie să mă comport normal. Ca și cum fur mereu carton. Hei, Sky! Ajută-mă! Chiar trebuie să le fac mereu pe toate. Nu-i bai, știu ce pot face. Folosește pantalonii mei de training. Dar nu sunt suficient de lungi. Acum e mai bine. Atenție! Gata! Tragem în sus! Bravo, Lexi! Acum ne putem construi castelul! Sky, ai o lamă de ras? Parcă ai fi Bigfoot! Nu m-am mai epilat de mult! Ce jenant! Nu mai contează! Avem de construit un castel! Putem prinde cartonul ăsta de paleți pe laterală! O să-l prindem cu niște cuie! Nu-i așa greu cum pare! Trebuie doar să-l lovim cu un ciocan! Până acum e bine! Arată bine! Astea vor fi crenelurile! Eu le-am făcut! O să le lipesc de peretele ăsta! Gata! Și acum restul! O prind eu pe asta! Arată bine? Ce tare! Wow! Uite cum arată! Lipsește ceva! Ce? Cum intrăm în el? Ne trebuie o ușă! Gata! Habar n-am cum ai făcut asta, dar nu mă plâng! E super! Mai am o idee! O să fac o gaură aici! Acum avem ferestre! E perfect! Wow, sunt impresionată! Acum trebuie să-l vopsim! Să începem! Îmi place culoarea asta! Wow, arată super! Vrei să intrăm înăuntru? Sigur! Ce comod e! Dar ne trebuie un semn! Ce faci acolo? Accesul interzis? Dar nu e corect! Bine, intru pe fereastră! Oprește-te! Nu, e închis! Nu poți intra! Ce rea ești! Ce mai vrei? Nici măcar n-are acoperiș! Arată oribil! Ești geloasă! Pa! Ce deșteaptă se crede! Stai puțin! Cred că am o idee! O să folosesc cercul ăsta de gimnastică! Și îmi trebuie și perdelele astea! S-ar putea să meargă! O să bag perdelele în jurul cercului! Fix așa! Acum mă pot învârti! Ce faci acolo? Vreau să mă uit mai bine! Ce distractiv e! Aoleu! Se învârte camera cu mine! Stai! Cercul ăla mi-ar fi util! Ar fi un acoperiș perfect! Am nevoie de el, dar cum să fac? Stai, știu! Lexi e pasionată de bomboane! Lexi? Hei, Lexi, sora mea dragă! Îl vrei? Îți dau bomboanele astea! Îmi plac bomboanele! Bate-n palma! Dă-le încoace! Vrei să mă ajuți? Sigur, hai! Trage! Trage! Încă un pic! Aproape am reușit! E perfect! Wow, ce drăguț e! E magic! O să pun iedera asta pe margine! Și coșul ăsta cu flori merge pus aici! Wow, nu mi-am imaginat că poate arăta așa bine! Parcă ar fi desprins dintr-o poveste! Sunt mândră de rezultat! Ce drăguț e! Noroc cu mama! N-aș fi crezut că o carte poate fi așa utilă! Ai dreptate! E perfect! Ce urmează? Am nevoie de inspirație! Pot să mă uit și eu? Hei, dă-o înapoi! Dă-i drumul! Uite ce ai făcut! 3, 2, 1, la luptă! Ia de aici! Asta-i tot ce poți? N-ai văzut nimic încă! Ha-ha! Am câștigat! Niciodată n-o pot învinge! Dă-mi cartea odată! O să rupi! Nu, tu o să rupi! Uite ce ai făcut! Ești îngrozitoare! Taci din gură! Mereu strici totul! Am plecat! Foarte bine! Nu
ești binevenită! Ia-o ăsta cu mine! Au, m-a durut! Ce-i ăsta? Un carton de ouă? Cum a ajuns sub covor? Ce ciudat! Au, cred că mai sunt câteva! Nu cred! Cum de n-am observat până acum? Și un ou? Nu-mi plac așa mult! Hei, ai grijă, posterul meu! Dar astea pot fi folosite! O să le pun unul peste altul! E ca un joc distractiv! Piu, am obosit! Acum o să le așez cu grijă pe o parte! Și o să le desfac! Vreau să le dau formă de cerc! Fix așa! A fost interesant! Dar n-am terminat! Nu sunt sigură ce pot să le mai fac! Vrei să te ajut? Am bucata asta moale de burete! Aaa, ce drăguț! Știam că o să-ți placă! Aaa, știu ce putem face! Putem folosi pătura asta! Wow! Acum avem și unde sta jos! Și pare confortabil! Hai să-l testăm! Oh, ce bine e! Sky, ridică-te de pe fotoliul meu! Bine! Nu știu de ce ți-am dat buretele meu! Ce moale e! Ia bucata asta din carte! Și acum? Ce poze frumoase are! Ok, hai să facem schimb! Oh, ia uite! Da, am citit partea aia! Mereu mi-am dorit un animal de companie și ești simpatic foc! Poți fi câinele nostru de pază! Adică ursul polar de pază! Ce-s astea? Sunt gata de Crăciun! Nu, e prea devreme! Arăți ridicol! Unde rămăsesem? Uite, ce? O să fii uimită! E cam prăpuit! O să te impresionez! Interesant, nu? Ce prostie! Am nevoie de un fir de tricotat! Ăsta e perfect! Dă-l încoace! Sky nu o să observe nimic! O să înfășor firul pe asta! Trebuie strâns bine de tot! Ce relaxant e! Hei, plovărul meu! Ce faci acolo? Vezi? Știam că o să-ți placă! Vine să vomit! Nu cred! Amețesc! Lexi, oprește-te! Nu mă simt bine deloc! Uite ce ai făcut! Și acum mi-e frig! O să merite! Acum o să tai firul! O să bag fapeca pe marginea gadgetului! E aproape gata! Acum o să-l desfac! Am obținut un pompon! Ce pufos e! Recunoaște! Te-am impresionat! Wow! Putem folosi puloverul ăsta vechi! Dă-l încoace! Abia aștept! Wow, ce lung e! Trage în continuare! O să împășor firul la fel! Apoi o să fac câteva tăieturi! Și am mai obținut un pompon! E super! Hai să vedem câte avem! Wow, ce multe sunt! Iuhu! Ia de aici! Hei, ai grijă la față! Stai, știu! Le putem atârna de ușa castelului! Ce idee bună! Hai să vedem! Sper să funcționeze! Wow! Ce bine arată! Eram sigură! Scuze, nu mă pot abține! A fost amuzant! Stai așa! Ar trebui să fotografiem castelul! Îmi place cum gândești! Ești gata? Aaa, ce drăguțe suntem! Nu te mișca! Cum arăt? Știi să stai la poze! Să prinzi și cartea în poze! Vă iubesc! Uite cum arată asta! Ce liniște e aici! Aproape că e prea liniște! Hei, mama! Ne-am distrat de minune! Bravo, fetelor! Vă las singure! Ce tare m-am distrat! Oh, ce poză reușită! L-am citit deja! Hei, ce e aia? Wow, e fix ce-mi trebuie! Azi e ziua mea norocoasă! E super utilă! Dar am nevoie și de telefonul mobil! Să trecem la treabă! O să așez cutia pe o parte! O să pun o lentilă deasupra! Apoi o să fac găuri de jur împrejurul lentilei! Apoi o să decupez cartonul! O să acopăr marginile găurii cu lipici! Și o să lipesc lentila de carton! Se potrivește perfect! Cred că e gata!
Wow! Adio, ziare plictisitoare! Acum am ăsta! O să-mi bag telefonul în cutie și o să pun capacul la loc. Și-am obținut un cinematograf mobil. A fost minunat la operă, mami! Oh, wow! Ia uite, mami! Cumpără-mi-l! Vagabondul ăsta? Oh, te refer la proiector! Cu ce vă pot ajuta? Poftim, scumpa mea! Nu e de vânzare? Pardon? Știi cine suntem? Vino încoace, scumpa mea! Toate au un preț! Fii atentă! Fetița mea vrea proiectorul ăla! Nu mai văd nimic! Hei, dați-vă la o parte! Hai, Valea! Nu cred așa ceva! Abia aștept să le povestesc fetelor de la club despre asta! Începeți să mă enervați! Ce faci? Mami! Ce se întâmplă? Nu mă așteptam la asta! Super! Un număr gratuit de magie! Unde? Unde suntem? Și cu ce suntem îmbrăcate? Hai să ne distrăm, fetelor! Selfie! Hei! Deschideți ușa! Ați auzit ceva? Cine-o fi? Bună ziua! Ce se întâmplă aici? Copiii din ziua de azi și muzica asta modernă! Încerc să dorm! Poftim? Cine a chemat-o pe mamaie? Mamaie? Cum îndrăznești? Lasă că vă arăt eu! Poate o mamaie să facă asta? Așa da! Ce bine a fost! Ok, nu cred că era nevoie de asta. Trebuie să dau muzica mai încet. Ați văzut? Și acum ce facem? Uite cum arată! Nu mai merge! Ce bunicuță supărată! Știe cineva să cânte? Adio, petrecere! Hai să plecăm, fetelor! Dar... Puh, ce nasol! Măcar mi-au rămas gustările și băuturile. Le pot termina pe toate. Mi-a venit o idee. Am nevoie de un tub lung de carton. Ăsta e perfect. Apoi am nevoie de telefon. O să marchez latura inferioară. Asta e tot. Acum o să decupez cartonul. Trebuie neapărat vopsit. Ce mof frumos! O să acopăr tubul cu vopsea. După ce s-a uscat, folosesc două pahare de hârtie. Le-am făcut găuri. O să le pun la capetele tubului. Fix așa! E gata! Am propriul sistem audio. Hai să-l testăm! O să-mi bag telefonul în tub. Apoi o să dau play. Hai să dansăm! Așa mai vii de acasă! Super petrecere, Grace! Cred că e gata! Hei, Mindy! Ai ajuns în sfârșit! Așa arată casa ta! Bună! Stai jos! Simte-te ca acasă! Sper că-ți plac chipsurile! Mie-mi plac mult! Ok, mersi! Mie cam foame! Nu merge! Abia mi-am făcut manicura! Nu ajung! Hai odată! Vreau niște chipsuri! Ce frustrant e! Ok, acum! Unghia mea! Unghia mea frumoasă! E vina ta! Hei, stai puțin! Relaxează-te! Am o soluție! Ne trebuie suporturile astea de pahar, adică bucățile astea de carton! Uite, o să le pun pe masă! Am nevoie de lipici fierbinte! O să acopăr cartonul cu lipici pe margine, doar pe o parte, apoi o să o lipesc de cealaltă bucată. O să o apăs ca să se lipească bine. Am decupat un cerc din altă bucată. O să fac la fel cu bucata asta. O să o lipesc fix aici, apoi o să lipesc un cerculeț de carton peste un pătrat, fix la mijloc. O să fac la fel pe partea cealaltă. Acum o să înfășor cartonul în jurul cercurilor. O să-l prind cu bucățica asta. Pare lipit bine. Am făcut câte o gaură la capete și am băgat o frigăruie de lemn prin găuri. E perfect! Am băgat-o în cutie. Am făcut o gaură pe o laterală pentru frigăruie. O să verific că se învârte. Acum pot termina cutia. O să lipesc deasupra un cerc de carton. O să mai fac încă două cutii. Dar n-am terminat. O să tai o bucată de carton și o să o acopăr cu lipici. Asta va fi baza. O să țin așa până se lipește. Fiu! O să fac la fel în partea opusă. Apoi o să bag la bază o bucată lungă de carton. Acum pot lipi cutiile. O să le aranjez în partea superioară. Arată bine! Am obținut un dozator de chipsuri. Wow, ce bine arată! O să gust din ăștia. Nu merge. Serios? Hai să-ți arăt. Învârte discul și chipsurile vor cădea în pahar. Wow, ce tare! Și nu mi-am rupt nicio unghie. Preferatele mele. Mi s-a făcut foame. Cred că merit ceva bun. Ce bune sunt! Nu-i chiar așa rău la tine? Nu, e super! Ce desen reușit! Ce să mai fac acum? O să mă joc cu jucăriile astea! Ia de aici! Îmi plac dinozaurii, sunt super interesanți! Ar fi animale de companie perfecte!
Unde rămăsesem? Ah, da! Oh, Grace! Ce imaginație activă are! Aș vrea să o pot ajuta cumva! Ia să vedem! Ah, i-ar plăcea așa ceva! Dar e prea scump, nu-mi permit! Ce pot face? Stai puțin! Poate dacă îl fac chiar eu... Am nevoie doar de carton. Din fericire, avem destul. O să încep cu cutia asta mare. Am nevoie de o foarfecă. O să tai bucata asta pe diagonală, până în colț. Apoi o să fac la fel în partea opusă. Apoi am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să pun lipici pe margine. Dar nu vreau să pun prea mult. Acum pot lipi bucățile astea. O să fac o gaură fix aici. Am decupat încă o cutie în formă de cap de dinozaur. O să o pun deasupra. Trebuie să le vopsesc. Verdele e culoarea perfectă pentru un dinozaur și e mai rapid dacă folosesc vopseala spray. Dar n-am terminat încă. O să-i adaug lipici pe cap. Și o să lipesc deasupra bucata asta țepoasă. Arată bine! O să fac la fel pe spatele cutiei. O să adaug lipici de sus până jos. Aici o să-i lipesc coada. Și acum ultimele detalii. Probează-l, scumpa mea! Vai de mine! Sunt dinozaur! Lasă-mă în pace! O să te prind! E înspăimântător! N-ar strica o zi la spa, dar de unde bani? Și ce bijuterii am? Îmi aduc aminte când aveam diamante și brățări de aur. Ce s-au schimbat lucrurile? Mie mi se par drăguțe, mama! Ești elegantă mereu! Mulțumesc, scumpa mea! Am plecat! Pa, Grace! Zi frumoasă, mama! Acum e momentul! Pot să dau iama în cutia cu bijuteria mamei! Wow, ia uite! O să arăt ca un model! Ce mai are pe aici? Uite ce cercei! Și ce inele! Wow! În sfârșit am ajuns acasă! Mă simt ca un om mare! Mama s-a și întors acasă? Ups, nu e bine! Hey, Grace! M-am întors! Abia aștept să mă relaxez! Ce mă fac? Le-am amestecat complet! O să mă pedepsească! Hai odată! Nu merge! O să pun totul pe pauză! Perfect! Wow! Hei, ce idee bună! Nu credeam că o să meargă! Mama? Iuhu! Fiu, nu-și dă seama că sunt aici! Stai așa, o să folosesc cartonul ăsta! E fix ce-mi trebuie! O să-mi pun palma deasupra, apoi o să-i trasez conturul. Vreau să obțin forma unei palme. O să arate super! Mama o să fie super impresionată! Ok, primul pas e gata. Acum o să decupez și o să adaug lipici. O să-l pun peste palmă. Trebuie să fie suficient. Pare de ajuns! Apoi o să lipesc deasupra altă palmă din carton. Apoi trebuie vopsit. Ce portocaliu intens! Îmi place! O să aștept să se usuce. O să-i fac o bază dintr-un cerc de carton. Și așa arată produsul finit. Bate palma! Oh, am uitat de mama! Nu pot aștepta toată ziua! Am lucruri de făcut. Am plecat! Pardon, dă-te la o parte! Ups, era să uit! Mi s-a făcut foame de la atâta treabă. Vreau o gustare și știu exact unde să o găsesc. Nu cred că mama o să se supere. Dă-o încoace! Oricum ești la dietă, mama! Iu, ce obosită sunt! Hai să revenim la normal! Hei, mama! Ce faci aici? Ce ai făcut cu toate colierele mele? Nu intra în panică! Totul e sub control! Ce-i ăla? E pentru bijuteriile mele? Ce idee bună! O să-mi pun inelele aici! Arată super! Așa toate vor fi ordonate! Nu vine să cred că tu l-ai făcut! Ce talentată ești! Da, știu! Așa ai o mână de ajutor! Te-ai prins? Meriți ceva bun! De ce lipsește un colț? Ce ciudat! Mersi, mama! Îmi place ciocolata! E delicioasă! Poftim! Mersi, scumpa mea! Vino încoace! Ce cald e! Iu, ți-am adus ceva de băut! Mai vreau! Mai vreau! Nu vreau flori! Am nevoie de apa aia! Nu! Ce bine e! Hei, ia mâna! E a mea! Dar mi-e mult prea cald! Ah, a fost perfectă! Stai așa!
Am o idee! O să tai o bucată mare din pahar. Apoi o să aplatizez partea de sus a paharului. Acum pot tăia bucata decupată. Apoi o să pliez baza. O să fac o gaură în bază. Și o să împing un elastic de cauciuc prin gaură. Acum poate fi tras prin ea. Dar vreau să las elasticul un pic ieșit. Apoi o să trec peste el o bucată de elastic. Acum o să tai niște bucăți de carton în formă de lacrimă. Și o să le lipesc de scobitoare. Vreau să aibă culori diferite. O să bag altă scobitoare sub bază pe dinăuntru. Apoi pot decora totul. Astea sunt ultimele detalii. Acum trebuie doar să învârt scobitoarea. Hei, Claire, uite ce-am făcut! Oh, ce-i ăla? O să-ți placă garantat! Wow, ce răcoros e! E fix ce-mi trebuia! Ah, Whiskers, ce pufos ești! Sunteți prietenii mei cei mai buni! Ne distrăm atât de mult împreună! Dar e ceva ce-mi place mai mult decât jucăriile de plioș! Dulciurile! Tot ce-i dulce! Mmm, ce delicioasă e! Ah! Oh, asta nu era acolo! Mami, ajutor! Lexi, ce-ai pățit? Te ajută mami! Nu-i bai, stai liniștită! Dar dintele ăsta n-ar trebui să fie aici! Dă-l încoace! Hai, dă-mi-l! Ce ciudat! Trebuie să-l bagi sub pernă, ca să vină zâna măseluță la tine! Ok, dacă spui tu! Când te trezești, o să ai o surpriză frumoasă! E dimineață deja? Stai, dintele meu! Wow, mama a avut dreptate! Sunt bogată, ce tare! Oh, ia uite, ce norocoasă ești! Unde s-o pun? Trebuie să o păstrezi în siguranță și știu locul perfect! O să tai niște pătrate din cartonul ăsta. Acum o să le lipesc între ele. O să încep cu un pătrat. O să-i pun lipici pe o margine. Apoi o să lipesc de el alt pătrat. O să fac la fel în partea opusă. Începe să prindă formă. O să lipesc o bucată mai mică pe spate. Ăsta va fi cadrul. Înăuntru o să lipesc o ramă pătrată. Apoi o să lipesc un alt pătrat deasupra. Am decupat centrul acestei bucăți de carton. O să o acopăr cu lipici pe trei laturi. Vreau o linie continuă, ca să se lipească bine. Banii lui Lexi trebuie protejați bine. Acum o să lipesc carton deasupra. O să bag altă bucată înăuntru. O să las un mic spațiu între cele două bucăți. Și deasupra lipesc bucata asta. Momentan o las deoparte. O să pun niște scoci pe pătratul ăsta. Și o să-l lipesc de cutie. Scociul va funcționa ca o balama. Acum pot ambala elementele. Asta va fi un sertar, dar n-am terminat încă. O să pun lipici pe sertar. Am nevoie de mai mult de data asta. Am tăiat un dreptunghi îngust de carton pe care o să-l lipesc peste sertar. O să-l apăs ca să se lipească bine. Și pe spate o să lipesc alt pătrat. Acum trebuie decorată. Am imaginea asta cu o pisică. Asta e partea distractivă. O să-i fac nasul galben și fundița roșie. Ce drăguță e! Acum o să-l lipesc de cutie. Lipsește ceva. Pisicuța asta are nevoie și de lăbuțe. Abia aștept să-i arăt lui Lexi. Uite ce ți-am făcut! Wow, ce tare! E o pușculiță în care să ții banii. Bagă moneda în sertar și închide-l. Acum urmează magia. Moneda va dispărea. Unde e mami? Mișcă puțin. Moneda e înăuntru. Piu, mă îngrijorasem. Mersi, mama, e genială. Ce e asta? Ia să vedem. Cadoul pentru Lexi. Din fericire sunt pregătită. Îl am aici. Sigur o să-i placă. E super distractiv. Ce brăscuță fericită! Dar nu îl pot da așa. Am pregătit o cutie frumoasă de cadou. Abia aștept să văd cum reacționează. O să fie super surprinsă. Oh, cred că o aud pe Lexi. O să o ascund după o pernă. Bună, scumpa mea! Hei, mami! Stai jos! Nu! Nu acolo! Ha? Ce-a fost asta? Mi-e frică să mă uit. N-am pățit nimic, mami! Iuhu! Te rog, oprește-te! Oh, ia uite! Oh, ce caracatiță tristă! Arată ca tine! Voiam să-i dau un cadou drăguț. Ia să văd cum arată. Oh, nu se poate! L-a distrus! Poate Lexi n-o să observe. Aș putea să-i spun că e un puzzle. Pe cine încerc să păcălesc? Trebuie aruncat la gunoi. Oh, cred că știu ce pot face. O să folosesc cutia asta. O să decupez un pătrat din ea. Apoi am nevoie de un cutter. Trebuie să tai pătratul în bucăți. Am nevoie de mai multe forme. Cred că astea sunt toate. O să încep cu dreptunghiurile astea lungi. O să fac o cutie din ele. O să lipesc două dreptunghiuri pe laterale. Apoi am nevoie de un pătrat mic. Jos, bag elementul ăsta rotunjit. Apoi am nevoie de o sticlă goală de apă.
O să-i fac o gaură aproape de bază. Folosesc un pistol de lipit pentru asta. Apoi bag un pai în gaură. Nu trebuie să se miște, așa că o să-l lipesc de jur împrejur. Așa, o să etanșez totul. O să aștept să se întărească. Apoi o să o bag în cutie. Am găurit altă bucată de carton și am băgat paiul prin gaură. Apoi fac un capac pentru cutie. Bucata asta de carton ondulat e perfectă pentru a crea buza. Se îndoaie în jurul cartonului. O să prind cu lipici. Apoi o să decorez totul. O să lipesc carton roz în partea de sus pentru un plus de culoare. Și o să folosesc sticăre cu dinozauri. O să acopăr paiul și o să umplu sticla. Partea asta e un pic mai dificilă. Bine că nu-mi tremură mâna. Cred că e suficient suc. Pot pune capacul la loc. Apoi pot lua degetul de pe pai. Wow, arată super! Nu știam cât de creativă sunt. Dar lipsește ceva. Lexi, am ceva pentru tine. Wow, e un dozator de băuturi? Da, testează-l. Hai, pune paharul sub pai. Wow, câtă responsabilitate! Bravo! Acum trebuie doar să desfac capacul. Și sucul va curge singur. Când paharul e plin, închid capacul. Ia-l! E fix ce-mi trebuie! Mor de sete! E bun! Mersi, mami! Oh, ce-ai mâncat azi? Mâncare! 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 Hai, mami! Mi-e foame! Ai răbdare, scumpa mea! Sper să-ți placă! Arată bine! Stai puțin! Mama, de ce are bețișoare chinezești? Și eu am o furculiță idiotă? Arată delicios! Ce se întâmplă? Dă-mi-le mie! Astea sunt ale mele! Mănâncă-ți orezul! Nu, nu vreau! Claire, trebuie să-ți mănânci mâncarea! Vreau tăiței! Ok, bine, ia-le! Wow, ce tare! Ok, cum se folosesc? Stai puțin! Trebuie să mai exersez! Stai! Am prins un bob! Încetişor, încă puțin, aproape am reușit! Am reușit! Ai văzut? O să mai încerc o dată! Uite, mami, sunt o morsă! Am fost cam ambițioasă! O să încerc o abordare mai directă! O să-mi pic bețișoarele în orez! Ha! Eram sigură că o să meargă! E greu de privit! Claire, poate că... o să fie un prânz lung! Sau poate, știu, pot folosi scobitorile astea! O să-mi rezolve problema! Mai am nevoie de ceva! Post-it-ul ăsta! Stai puțin, Claire! O să pun post-it-ul pe masă! Apoi am nevoie de o scobitoare! O să pun peste post-it! O să pliez post-it-ul peste scobitoare! O să rulez hârtia puțin! Vreau să strâng bine hârtia în jurul scobitorii! Apoi am nevoie de lipici! O să-l pun fix lângă scobitoare! E suficient! Apoi o să rulez hârtia până la capăt! Vreau să fie lipită bine! Apoi o să o îndoi la mijloc! Vreau să creez un V! Apoi o să bag o scobitoare în capătul ăsta! O să fac la fel în partea opusă! O să le fixez bine! Sunt bețișoare chinezești pentru începători! Claire, trebuie să vezi astea! Ție ți le-am făcut! Wow! Mini bețișoare chinezești! Mă simt uriașă! Abia aștept să le folosesc! Acum o să-mi fie mult mai ușor! Ia să vedem! Wow! Ai văzut? E delicios! Mai vreau! Mă simt super încrezătoare! Wow! Ia uite! Sunt profesionistă! Te descurci perfect, scumpa mea! Acum mă lași să mănânc? Mi s-a făcut poftă de mâncare! Îmi lasă gura apă! Abia aștept să... Claire? Ce faci acolo? Sunt de neoprit, mami! Wow! Sunt impresionată! Câte arome! Nu mai folosesc niciodată furculița! Mersi, mami! Cu plăcere! Yuhu! Sunt acasă! Gata cu școala! Să fii cu minte, Claire! Pa, pa! Era să uit! Poftim? Îmi place să mă exprim prin artă! Mă simt plină de viață! Bună, mami! Îți place cum am redecorat? Ce? Ce? Dezastru! Cum e posibil? Am lipsit doar o secundă! Nu mă simt prea bine! Nu mă așteptam la reacția asta! E clar! Există o singură soluție! Aia e o acadea? E drăguță! O vreau! Hai, vino și ia-o! Nu te opri! Azi e ziua mea norocoasă! Trebuie să mă mișc rapid! O să acopăr piciorul măsuței cu folie alimentară! Apoi o să înconjor măsuța! O să adaug strat după strat! Vreau să o înconjor pe Claire! Ai spus ceva? Claire, ăsta e pentru tine! Ah,
sunt un plus de creativitate! Acum pot face curat! Da, ce idee bună! Iu, ce grea e! O, nu! Nu te mișca! Vopseaua asta nu se ia! De ce am cumpărat un set de pictură? Mami, uite ce-am desenat! Iu, am terminat! Ah, ce frumos e! Da, știu! Fetița mea e artistă! Asta poate fi noul tău studio! Wow, ce sticker frumos! O să lipesc fix aici! Unde pleci, mami? Trebuie să plecăm, hai! Stai să mă încalț! Ce multe alegeri! Cu ce să mă încalț? A, știu! O să fiu la modă! Mereu ești la modă, scumpa mea! Claire, ce amuzantă ești! Ok, mami! Sunt gata! Hai să mergem! Nu! Încalță-te ca lumea! Ok! Încercăm ceva nou! Grăbește-te! Nu vrem să întârziem! Unde-mi sunt cheile? Sunt în avion, mami! Foarte frumos, scumpa mea! Ce noi? Claire, ce ți-am spus eu? Puneți ceva în picioare! Am mai avut discuția asta! Cine mă sună? N-am timp de asta! A, bună! Ajungem în curând! Da, știu! Niciodată nu mă lasă să mă distrez! Mama o să fie super mândră de mine! M-am încălzat singură! Uite, mami! Poftim? Nu e bine! Mie mi se pare bine! Nu o să mai plecăm niciodată de acasă! Acum ce mai e? Vino încoace, te ajut eu! Speram să spui asta! Dăm papucii! Ei, vreau înapoi! I-ai încălzat invers! Trebuie orientați așa! Ăsta e stângul și ăsta e dreptul! Cum spui tu, mami? Eu sunt ocupată cu sticărele astea! Claire, fii atentă! Respira adânc! Adu-ți aminte de orele de yoga! Ce faci acolo? Mă fac mai frumoasă! Mi-a venit o idee! Îmi trebuie un sticker de la tine! Oh, ce drăguț e ăsta! O să-l folosesc ca să te ajut să te încalți! O să-ți pun tenesii fix aici! Am nevoie și de o foarfecă! Ce interesant! Stai așa! Ce faci acolo? Ce monstruos! Știu ce fac! Nu-i bai, scumpa mea! O să lipesc câte o jumătate pe fiecare tenis! O să le lipesc pe interior! Fix așa! Acum trebuie doar să potrivești jumătățile! Și te vei încălța corect! Ia să vedem! Nu! Nu pare bine! Stai! M-am prins! Uite! Am reușit! Bravo, scumpa mea! Acum te poți încălța! Ce tare! Mă simt ca un om mare! Sunt gata, mami! Sunt cea mai tare! Oh, da! Fetița mea crește mare! Ah, iar? Acum ce mai e? Credeam că plecăm? Ah, știu ce pot face! Nu durează mult, doar 10 minute! Hei, mama! Ți-am reparat pantofii! Sunt eleganți, nu-i așa? Ce? De sticăre! Sunt peste tot! Ce-ai făcut? I-am îmbunătățit! Ah, mersi! Sunt fix ce mi-am dorit! Hai, trebuie să plecăm imediat! Stai! Stai puțin! Era să uit ceva! Alt sticker? Acum sunt gata! Cum arăt? Mă las pe gubașă! Ești gata să ne distrăm, ursulețule? Aaa! Ce sus poți să sari! Oh, nu! Ce? Ce-am făcut? Sunt un monstru! Annie? Mamă, uite cum arată ursulețul meu! Oh, nu-ți face griji! Știu ce pot să fac! Am nevoie de niște scotch transparent! O să tai o bucățică! Apoi o să colorez cu un marker roz! Vreau să o acopăr complet! Apoi voi lipi un pai pe mijloc! Și voi plia scotch-ul peste el! Apoi voi sufla în pai! Un balon perfect! O să-i cipesc capătul pentru a-l sigila! Am făcut mai multe baloane de diferite mărimi! Acum pot să le lipesc între ele! O să folosesc un pix corector ca să desenez pe scotch! Încep cu un cerc mare! Apoi o să-l hașurez cu alb! După aceea o să desenez ochii! Și apoi nasul și gura! O să fie super drăguț! O să-i lipesc urechi din hârtie în vârf! Uită-te cum arată! E super moale și drăgălaș! Oh, Annie! Uite ce-am aici! Wow, e adorabil! Vreau să-l strâng în brațe! Poftim, dar nu prea tare! Iu! Ești cel mai bun prieten al meu! Hai să ne jucăm! La prânz, bine? Ne vedem curând! Pa! Unde mi-e poșeta? O să lipesc semnul fix aici!
Ah, aștept clienți. Ah, o clientă. Bună, mami. Ah, bună, Chloe. Bine ai venit în magazinul meu. Vezi ceva ce-ți place? N-am timp pentru asta. 38 de dolari pentru asta? Nu. Nu-i nimic, am destule. Ce mai vrei? Un flamingo, drăguț. E tentant, dar nu mersi, scumpa mea. Încerc să-mi găsesc poșeta. Știu ce-ți trebuie. Azi am primit-o. Poșeta mea! Dă-mi coace! O să te coste! N-am niciun ban, îmi pare rău. Atunci nu ți-o dau. Bani! Dar, bine, intru în joc. Așteaptă puțin. Trebuie doar să iau ceva. Oh, strălucește! Ce prostuță ești, mama! Accept doar numerar. Mă grăbesc, Chloe. Ce pot să fac? Stai așa, am o idee. Da, cred că va funcționa. Am nevoie de niște mănuși și de o cutie. Mă întorc imediat. Mai întâi o să tai cutia în bucăți. O să am nevoie și de lipici fierbinte. O să adaug o linie subțire de lipici la bucata asta. Ar trebui să fie suficient. Apoi o să lipesc de dreptunghiul mare. O să apăs ca să se lipească bine. Apoi o să fac același lucru cu restul. Bucățile de la capăt au fante în ele. Apoi am nevoie de o bandă de hârtie. O să rulez. Vreau să fie strânsă bine. O să desfac o bucățică din ea și o să trec printr-una dintre fante. Arată bine. O să acopăr marginea acestui pătrat din carton cu lipici. Mă bucur că port mănuși. O să lipesc în partea de sus a cutiei. E puțin mai mic, dar așa trebuie să arate. Acum ultimul element. O să adaug lipici doar pe trei laturi. O să-l lipesc în unghi. Îmi place cum a ieșit. Acum o să decorez. O să pun lipici pe laterale. Apoi o să-l acopăr cu o bucată de material negru. Nu vreau să fie încrețit. Am lăsat un pic de material în plus pentru partea din spate. Apoi o să lipesc o etichetă albă. Am creat un afișaj și o tastatură. O să lipesc numerele la intervale egale. Am nevoie de un card de credit. Fiu, a fost acceptat. Chitanța este prin partea de sus. Sper să-i placă lui Chloe. Hai să aflăm. Acum accepti carduri? Wow, ce tare! Orice magazin are nevoie de un POS. Afacerea mea se dezvoltă! Deci, acum pot să cumpăr poșeta? Sigur! Speram să spui asta! O să bag cardul aici și o să finalizez vânzarea! Mulțumesc pentru achiziție, poftim! În sfârșit! Acum pot pleca! Ce-a fost asta? Cum a ajuns pe jos? Serios! Hei, ce mă fac acum? Cerere și ofertă, mama! Pregătește-ți cardul de credit! Vrum, vrum, scrrrț, bip-bip! Am fost la limită! La o parte! Atenție! Nimic nu mă poate opri! La-la-la-la! Aspir camera! Mă simt plină de viață! Ce poate fi mai frumos? La-la-la-la-la! Stai puțin! Apasă accelerația! Vrum! Iuhuu! Mai repede, mai repede! Cum se face atâta mizerie în casă? Aspiratorul nu mai aspiră! Ce-a pățit? Nu înțeleg! Nu funcționează! Ce ciudat! Cum e posibil? Eram sigură! Hei, mama! Hai să prindem viteză! Serios, Chloe? Încerc să fac curat! Asta trebuie aruncată la gunoi! Mereu îmi strigi distracția! De fapt... Nu e corect! Stai! De ce te uiți așa la mine? Am o idee! O să tai niște bucăți din cutia de pizza. Apoi o să-mi iau pistolul cu lipici fierbinte. O să încep cu bucata asta. O să pun lipici pe margine. E suficient! Acum îl pot lipi de dreptunghiul ăsta mare. O să fac la fel pe partea cealaltă. Am crestat o fâșie lungă de carton. Așa o să pot să o îndoi și să-i dau forma dorită. Voi folosi lipici ca să o țin pe poziții. Acum pot să o las deoparte. Am făcut o gaură într-un capac de suc. O să împing două paie prin ea. Vreau să se potrivească perfect. Nu vreau să se desfacă. Deci o să folosesc lipici ca să le fixez. O să acopăr capacul pe exterior. Am făcut o gaură mică în partea de sus a cartonului. Pot băga paiele prin ea și le pot scoate prin gaura asta. Acum am nevoie de mai multe capace de plastic. O să bag o frigăruie de lemn într-un pai. Paiul e puțin mai mic decât frigăruia de lemn. Apoi bag capacele de plastic la ambele capete și folosesc lipici pentru a le prinde bine. Hai să testăm rezultatul. Uite cum se învârt! Pe astea le lipesc în partea inferioară și adaug câteva elemente decorative. Mai exact, faruri și ferestre. Bag un balon peste capacul de suc și umplu balonul. E timpul pentru un test de condus. Atenție! Ce mai? Ce e asta? Uai,
e minunată! Știam că o să-ți placă! Mersi, mama! Cu plăcere, scumpa mea! Abia aștept să testez! Cred că e gata! Porniți motoarele! Wow, ce tare! Ce rapidă e! Oh, nu! Oh, nu! O să fac accident! Ups! Scuze, mama! Sper că ai asigurare! Ar fi trebuit să mă gândesc la asta mai devreme! Sunt gata! Start! Ce tare! Nu! O să mă depășească! Nu te opri, mama! Mi-e greu să ai copii, știm! Dar suntem aici pentru a te ajuta! Îți arătăm câteva trucuri uimitoare pentru a-ți face viața mai ușoară! Nu trebuie să ne mulțumești! Cu asta ne ocupăm! Îmi place nuanța asta de fart de obraz! Ah, mă sună cineva! Trebuie să răspund! Alo? Ah, bună! Serios? Nu pot să cred! Pac, pac, pac! Ah, mama vorbește la telefon! Vreau și eu să fac asta! Ha, în serios? Trebuia să fi văzut! Ok, ne auzi mai târziu! Pa, pa! Mă simt o mare, dar am nevoie de un telefon adevărat! N-ar trebui, dar nu pot rezista! Crima perfectă! Ah, fetița mea frumoasă! M-a prins! Retrage-te, retrage-te! Dar nu renunț! Încetişor! Ah, ai nevoie de puțină pudră, Ani! Te gâdi? Drăguț, mama! Bun, mai încerc o dată! Ah, vrei să mă îmbrățișezi? Ce drăguț! Aveam nevoie de asta! Da, exact asta făgeam! Devine ridicol! Mami, trebuie să se pregătească! N-am cum să ajung la telefonul ăla! Arăți bine! Trebuie să-mi iau mănușile! Aha, nu e deloc atentă la mine! Trebuie să mă mișc rapid! Trebuie neapărat să luăm prânzul împreună! Uite-le! Ce moi sunt! Sună bine! Ups! Annie? Nu! O să te prind! Wow! Cum ai făcut asta? Sunt atât de dezamăgită de tine, Annie! Îmi pare rău, mama! Nu te poți juca cu telefonul meu! Stai puțin! S-ar putea să existe o soluție! Am o idee genială! Cutia asta e fix ce-mi trebuie! Să trecem la treabă! O să încep cu un pătrățel de carton! O să desenez rapid ceva! Conturul unui telefon! Mă simt ca un artist! Acum voi adăuga câteva detalii! Astea vor fi tastele! Până acum arată bine! Apoi o să desenez ecranul! Acum voi face același lucru aici! Asta va fi cealaltă parte a telefonului! Mă bucur că nu-mi tremură mâna! Acum trebuie să le decupez! Ce ușor a fost! O să întorc invers piesele astea două! Acum o să am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte! O să adaug lipici pe margine! N-am nevoie de foarte mult! Apoi folosesc o bucată de carton ondulat! O să pun peste lipici! Asta va fi partea laterală a telefonului! O să înfășor de jur împrejur! Fix așa! Deasupra pot lipi cealaltă bucată de carton! O să fac același lucru și cu celelalte elemente! Începe să prindă contur! Trebuie să le unesc! Am o balamă mică, din metal! E perfectă! O să lipesc în interiorul cartonului! Îl ajută să se desfacă! Ca un telefon adevărat! Acum trebuie să-l colorez! Folosesc un pix corector pentru asta! Apoi colorez marginea cu un marker roz! Îl întorc și fac același lucru pe partea cealaltă! Dar nu e gata! O să lipesc deasupra un pisoiaș drăguț! Am tăiat o gaură în zona ecranului! O să bag o imagine înăuntru! Cred că am terminat! Abia aștept să-i arăt lui Annie! Uite ce am aici! Hai să mai încercăm o dată! Alo? Vrei să vorbești cu Annie? Wow! Nu-mi vine să cred! E pentru tine! Glumești! Wow! E genial! Am de dat un telefon important! Ar fi bine să răspundă! Bună, Annie! N-o să-ți vină să crezi ce zi am avut! O să râzi garantat! Povestește-mi tot! Credeam că sirenele sunt mai distractive! Mama! Nu sună bine! Mami vine imediat! Chloe, ce s-a întâmplat? Spune-i lui mami! Jucăriile astea sunt plictisitoare! Ah, stai puțin! Ce-i asta? Încearcă-o! Oh, pare distractivă! Vino încoace, rățâșcă! Ce de culori! M-aș putea obișnui cu asta! Sper să o țină ocupată! Iar rața se pune deasupra! Asta-i tot? Mama! Glumești? Vreau să-mi citesc cartea! Ce mai e? Am terminat puzzle-ul!
Wow, ești genială! O să aduc altceva! Poftim! Distracție plăcută și nu te grăbi! Oh, așa mai vii de acasă! Trebuie să potrivesc pozele! Cât de greu poate fi? Ah, nu e greu deloc! Ah, plictisitor! Mama! Ior? Ah, hei, Pikachu! Ce mai faci? Ce e? Uite, am terminat! Trebuie să găsesc ceva cu care să te poți juca! Ia să vedem! Hai, gândește-te la ceva! Nu, n-am nicio idee! Ce mă fac? Stai așa! Oare? Da, cred că știu! Asta va rezolva totul! Așteaptă puțin, scumpa mea! Am nevoie de o bucată de carton și o foarfecă! O să-i tai colțurile! Vreau să fie rotunjite! Perfect! Acum o să-mi folosesc creativitatea! O să am nevoie de un marker! O să desenez un pătrățel pe carton! Apoi o să-l împart în secțiuni! Fac o grilă! O să numerotez fiecare pătrat! Acum trebuie să decupez grila! Deocamdată o să o las deoparte! Am o foaie de hârtie roz! O să o folosesc ca să acopăr pătratul! Ce colorat e! O să-l întorc invers! O să-i pun lipici pe spate! Vreau să fie foarte lipicios! Ăsta va fi cadrul! Acum am nevoie de o foaie albă de hârtie! O să desenez inimioare pe ea! Apoi îl voi schița pe Pikachu! Nu vreau să fac nicio greșeală! Vreau să-i mențină interesul lui Chloe! Nu-i ușor deloc! O să-l colorez rapid! Să nu uit de Pikachu! Vreau și eu obraji așa îmbujurați! E o operă de artă! Acum am iar nevoie de grilă! O să întorc invers! O să pun lipici pe ea! Apoi o să-mi lipesc desenul deasupra! Nu vreau să fie încrățit! Acum poate fi tăiat în bucăți! Și poate fi băgat în cadru! O să aranjez piesele așa! Va fi un puzzle genial! Bun, cred că e gata! Sigur o să-i placă lui Chloe! Ah, era să uit! Trebuie să mut piesele! Chloe, uite ce ți-am făcut! Ai văzut Pikachu? E super! Iu, cred că e ce trebuie! Urează-mi noroc! Pare complicat! O să glisez bucățica asta aici și apoi o să mut pe asta! Trebuie să mă concentrez! Și eu trebuie să mă relaxez! Stai, vreau să verific ceva! Ah, așa mai vii de acasă! Asta e ultima piesă! Mama! Ah, serios? Ce e? Uite! Ah, l-ai terminat deja! Sunt mândră de tine! Vreau să mai încerc o dată! A fost distractiv! Grăbește-te, mama! Oh, bună! Da? Îți place cum miroase aici, nu? Un sandwich? Aș vrea unul! Ok! Ah, bani? Da! Atât costă! Ia-i bine! Aș vrea un sandwich, te rog! Cu plăcere! O să fie cel mai bun pe care l-ai mâncat vreodată! Cu de toate, amice! Și mai mult bacon! Uită-te la frumusețea asta! Poftă mare! Wow, arată grozav, mersi! Oh? Poftim! Brusc ai devenit high-tech! Roboților le plac sandwich-urile submarin, nu? E grozav! Chiar începe să arată petrecerea aici! Și când te gândești că e doar meritul meu! Iu, sper să-i placă lui Madison! Să nu uit să-i împachetez cadourile! Și... pare împachetat profesional! Mulțumesc frumos! Oh, a sosit! Unde să pun chestia asta? Nu o să vadă aici, nu? La mulți ani! Ești cu un an mai mare și e timpul să sărbătorim! Woohoo! Oh, nu! Cadoul ei! E nasol! Și cadoul meu? Închide ochii, bine? Ce să fac? Poate fi salvat ceva de aici? Știu! Pot să transform chestia asta în ceva bun! Folosește lipici cald la baza dreptunghiului. Apoi pune o bucată deasupra și fă iar același lucru. Apoi pune o bucată pe lateral. Așa! Apoi mai pune câteva piese în mijloc. Fixează bețișorul cu un pic de lipici și pune bucata asta deasupra. Acum pune-l iar în picioare și mai lipește câteva lângă. Pune-ți amprenta!
apoi bag acolo dulciurile. Am ales tot ce-i place lui Madison, o să adore chestia asta. Efectiv, e cadoul perfect. Deschide ochii! Să ai o aniversare dulce, scumpo! Glumești? Mai întâi vreau niște ursuleți din jaleu! Super! Roșu e culoarea mea preferată! Asta e cea mai tare zi de naștere! Și un pic de ciocolată acum! Chestia asta e imensă! Stai să te ajut eu cu astea! Spune-mi când să mă opresc! Wow! Sunt toate ale mele! Dulciuri pentru dulceața mea! Iu! Arunc cu bani! Asta fac toată ziua, prieteni! Oh, da! Am foarte mulți bani, frate! Se pare că trebuie să facem un pic de curățenie. Te ajut eu cu asta, draga mea! Te rog! Gata! Insist! Gata? Nu-mi spune nimeni ce să fac! Oh, Doamne! Ajunge, Madison! Acum vino aici! Oh, încetinește! Sunt prea bătrân pentru prostiile astea! Iu! Oh, ce păcat că ești super bătrân! Ce-am făcut ca să merit asta? Oh, stai! Știu cum să opresc nebunia! Am nevoie doar de puțin carton! Pune două dibluri în mijlocul pătratului și pune arcuri peste ele! Acum așează piesa asta deasupra și pune piesele astea în jurul ei. Nu-i așa că sunt haioși ochii ăștia? Nu strică și un strop de culoare? Vrei să vezi ce-am făcut? Wow! E simpatic, nu? Privește și învață! Ți-e foame, micuțule? Papă tot! Poftim? Lasă-mă să încerc și eu! E incredibil! Ura! Am mers! Așa e! Și ia uite cine adună monedele acum! E mult mai distractiv așa, nu? Da! Sigur i s-a făcut foame! E super distractiv! Ah! Oh! Poftim! Ok, elevi! Cine vrea să mă ajute aici? Ia să vedem! Ce? A, sunt doar eu în clasă? Cine mai e acolo? Ok, tu! Normal! Știu că o să te descurci! O să-mi dau silința, domnișoară? E tot ce-mi doresc! Ok! Oh! Interesant! Dar nu-ți face griji! O să fac câteva modificări! Mai încearcă încă o dată! Ok, cred! Nu știu ce e așa greu la asta! Doar trasez cifrele așa? Sigur o să iau un 10 pentru asta! Ăla e un 4 și apoi încă o cifră! Se pare că am terminat! Ups, am greșit un pic acolo! Ta-da! Oh, Doamne! Urăsc să fac asta, dar... Ah, cred că ăștia o să mă ajute! Poftim, profa! Hai să mai încercăm încă o dată! Să vedem! Ah, cred că am găsit o soluție pentru problema asta! N-am nevoie de aia! Dar chestia asta e perfectă! Da! Încep cu un dreptunghi lung și desenez numerele pe o parte! Ok, m-am întors! Folosește cartonul ăsta! Ah, clar n-am nevoie de ăla! Scuze, am omis un detaliu! Mai întâi ne trebuie un pic de strălucire! Ia uite cum zboară chestiile alea! Și acum avem niște numere frumoase, vezi? Wow, îmi plac ștrasurile alea! Atunci hai să mai încercăm încă o dată, bine? Acum știi ce trebuie să faci? Privește magia! Treaba merge ca unsă! Nu-i așa? Acum hai să scoatem șablonul! Și ia-te, uită! Ce numere șmechere! Și știi ce înseamnă asta? 10 cu felicitări! Exact! Un rând de aplauze pentru mine! Frate, ce foame mi-e azi! Trebuie să mă întorc la treabă! Sau poate că ar trebui să spăl vasele astea! Haide, nu mai procrastina!
Scumpo! Ah, aici erai? Da! E timpul să speli vasele! Nu cred! Eu mi-am făcut treburile, vezi? E rândul tău, tată! Stai să mă gândesc puțin! De fapt, cartonul ăla o să mă salveze! Mi-a venit o idee foarte bună! După ce ai făcut decupajele astea, folosește lipici cald pe margine. Apoi prinde bucățile astea aici. După ce le-ai terminat pe toate, pune cleștele de rufe la bază. Și așează bilețelele astea pe aici. Și așa se face, prieteni! Vrei să jucăm pinball? Super! În visul trebuie să spele vasele. Ah, să începem! Vrei să fii tu prima, Madison? Start! Ah, ia curba! Aproape ai terminat! 20 de puncte! Da! Ok, stai să încerc și eu! Ha! Oh, nu! Se pare că tu speli vasele, tăticule! Mai mult noroc data viitoare! Cum merge, tată? Mai ai loc de încă un vas? Mulțumesc! Pinball, ce-a fost în mintea mea? E timpul să mă culc! Ce bine e! Sunteți pregătiți pentru o porție de zdrângăneală? O să vă spart timpanele! Madison, e prea târziu pentru rock and roll! Uite ce am învățat! Te rog, vreau să dorm! Fie! Poate dacă o să cânt mai încetişor! O să fie o noapte lungă! Woohoo! Asta e pentru toți fanii mei! Da! Până aici! Aia e cutia în care a venit chitara lui Madison? Este răspunsul la rugăciunile mele! În sfârșit am o speranță! Ea e chitara mea din carton! Vezi creionul ăsta? Acum sunt două jumătăți! Pune-le aici și dă niște găuri cu instrumentul ăsta de găurit! Apoi folosești o sfoară ca să creezi niște corzi! Intră acolo! Lipește-le ca să fie fixe! Acum folosește niște lipici cald pe tot spatele! Și e gata! Arată ca una adevărată, nu-i așa? Încercarea moarte n-are! Ți-o dau pe asta în schimbul ăsteia! A fost mult mai ușor decât mi-am imaginat! Ce ușurare! Noapte bună, mica mea vedetă rock! M-am plictisit! Asta e o lecție importantă! Sunny? Da, sigur! Se întâmplă asta în fiecare zi! Ce se întâmplă? Da! Știi ceva? Nu e chiar așa de rău! Presupun că o postură bună este importantă! Măcar nu sunt singura! E cam umilitor, să știi! Șt! Încerc să mă concentrez! Nu e corect! Mamă? Ce e? Ia uite! Mi-l iei? Te rog! Da, sigur! Wow, nu vine să cred! Asta e pentru tine! Wow, mersi, mamă! Ce e ăsta? Un glob cu zăpadă? Ce să fac cu ăsta? Poftim? Nu-ți place? Îl voiam pe ăsta! De ce mi-ar face mama așa ceva? Nu mă dau bătută! Trebuie doar să fiu puțin mai convingătoare! Totul ține de perseverență! Trebuie să mănânc mai multe fibre! Te pot ajuta cu ceva? O să ai nevoie de asta! Și eu am nevoie de ăsta! Glumești? Bine! Aș face orice pentru o viață liniștită! Wow! Magazinul ăsta de jucărie grozav! Trebuie să mă comport cu profesionalism! Căutăm acest dozator! Fica mea vorbește non-stop despre el! Spune-mi că l-ai, te rog! Desigur! E chiar acolo! Serios? Wow! Și e la reducere! Azi e ziua mea norocoasă! Stai! Nu se poate! Ce s-a întâmplat? Nu! Jucăria? Se pare că s-a epuizat stocul! Dacă nu ești pe fază, pierzi! Mai mult noroc data viitoare! Nu! Nu înțelegi! Am nevoie de dozator! Trebuie să găsesc o soluție!
Poate merge să folosesc cartonul ăla. Cred că știu ce să fac. O să asamblez niște bucăți de carton așa. Vreau să construiesc o cutie. Bomboana o să iasă prin gaura asta. Acum o să pun niște dibluri din lemn pe laterale. Tai și lipesc straturi de carton. O să bag un diblu din lemn prin partea de sus. Apoi o să pun elastice din cauciuc pe fiecare parte a diblului. Apoi pot să bag piesa în cutie. O să stea pe zona cu gaura. O să trag elasticele din cauciuc peste diblurile verticale și pe partea cealaltă. E timpul să pun bomboana! Când împing cartonul, bomboana cade prin gaură. Apoi trebuie să mă ocup de secțiunea de deasupra. Trebuie să stea în unghi. Acum pot să fixez panoul frontal. O să așez cubul ăsta din sticlă deasupra cutiei. Apoi pun un capac. Îl umplu cu bomboane. Astea sunt preferatele lui Sunny. O să-i fac și o față. Vreau să fie haios. Merge! Ce zici, Sunny? Wow! E un dosator de bomboane și gume! Apasă-i nasul și vezi ce se întâmplă! Oh, place! Mai vreau! Lasă-mi și mie câteva! Nu prea mi-e nimic! Mamă? Ce mai e acum? Ia uite! Îl vreau! Dar de ce mă mai chinui? Ai întârziat cu plata! Stai puțin, s-ar putea să am niște bani! Accept și ață? Scuze, doar atât am! Nu, până aici! Trebuie să pleci! Dacă accept ață... Este extrem de jignitor! Trebuie să-ți găsești un alt loc unde să locuiești! N-ar trebui să fie prea greu de vândut! Îmi iubesc jobul! Sunt o persoană sociabilă, știi? Nu mi-amintesc de aceste decorațiuni! Ce s-a întâmplat aici? Casa-i de vânzare? Cum? Suntem evacuate? Ce se petrece aici? Nu se va întâmpla asta! Avem atât de multe vechituri! Ok, ce urmează? Mamă! Ce-i ăsta? Ai văzut afișul, nu? Trebuie să ne mutăm? E groaznic! Stai puțin, cred că știu ce să fac! Ne trebuie cutiile astea! O să pun una aici! Îmi trebuie și pistolul meu de lipit! O să acopăr partea de sus a cutiei cu lipici. Apoi o să lipesc o a doua cutie pe ea. Acum pot să așez construcția pe o parte. O să pun mai multe cutii deasupra. Acum îmi trebuie tubul ăsta din carton. O să pun lipici pe marginea cutiei. Cred că ajunge. O să lipesc tubul pe cutii. Lipsește ceva. Știu! Ăsta o să fie acoperișul. Se potrivește perfect. Acum trebuie să-l decorez. Micile detalii fac diferența. Acum o să pun țiglă pe acoperiș. Am făcut lămâia asta din carton. Și o să adaug aceste mici pompoane. Arată haios așa. Vreau să fie colorat. Asta-i cireașa de pe tort. Propriul meu stand de limonadă. Aproape că uitasem. Am nevoie de limonadă. Cred că e totul gata. Îmi place cum a ieșit. E timpul să tai panglica. Se pare că am deschis. Mai trebuie niște clienți. Iu, ce cald e! Bună, poți să-mi dai un pahar? E fix ce-mi trebuia! Mă bucur că ne-am întâlnit! Wow! Ador limonada! Vino! Vrem două, te rog! Haide, ia banii! Dați-vă de aici! Dăm, dăm, dăm! Okay. Yay! Wow, sunt bogată! Mamă, ia uite, sunt o antreprenoare! Șefuirea unei bănci nu este un model bun de afaceri! Vino, să-ți arăt! Am deschis un stand de limonadă! Wow! Sunt foarte mândră de tine! Ești incredibilă! Stai! Ai niște clienți! E destulă pentru toată lumea! O să fie o zi plină! Cine urmează? Ok, Alef, cine crede că poate să rezolve aceste exerciții? Eu! Poate... Sunny? Da! Speram să mă alegeți pe mine! Ce sus sunt! Poftim, Creta! Poți începe! Nu o să vă dezamăgesc! Mă bucur să aud asta! Merge bine! Bravo! Am terminat! Ce sunt alea? Doamna profesoară? E o glumă? Adică, sigur e? Nu există o altă explicație? Deci, cum am descurcat? Stai să mă uit.
Adică, e interesant. Nu știu ce să zic despre ăsta. Credeam că răspunsul e 4. Și ăsta? Ce e cu el? E numărul 5. Da, nu sunt sigură de treaba asta. Cum pot să rezolv problema? Știu! Mai întâi am nevoie de o bucată lungă de carton. Apoi o să desenez numere pe ea. Uite așa! Acum o să le decupez. O să decorez cu mărgeluțele astea. O să fie colorate. E fix ce-mi trebuia. E un fel de șablon pentru numere. Wow, super! Ce idee grozavă! Poftim! Încearcă! O să pun cartonul pe tablă. Și apoi o să folosesc șabloanele ca să desenez numerele. E mult mai simplu așa. Aș fi vrut să am chestia asta mai devreme. Știam eu că o să meargă. Am terminat! Bravo, Sunny! Meriți un 10 cu felicitări! Sunt mândră de tine! Wow! Serios? Wow! A fi părinte poate fi dificil. De aceea avem aceste trucuri uimitoare care îți vor ușura viața. Care e preferatul tău? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!